Nicoleta, bună ziua, doamna doctor. Băiețelul meu de un an și o lună are APLV, alergie la ou, mazăre și ovăz, toate descoperire uite în urma testului Alex. Există șanse să scape de aceste alergii? Nicoleta, în cazul tău să știi că sunt alergii imediate, pot să influențeze sistemul imunitar al copilului și există într-adevăr la un moment dat, în funcție de valori și de reacție și testul și riscul de șoc anafilactic. Da, există șansa să scape de aceste alergii. Nu mai știu exact cum este pe partea intestinală copilașul tău, pentru că în momentul în care este ok din punct de vedere al imunității intestinului, se poate încerca o desensibilizare și ușor-ușor să introduci acele alimente. Cum spui tu că în momentul de față, dacă punem guriță ceva ce are lapte, face niște puncte mici, roșii în jurul gurii, care dispar de la sine după câteva minute. Fix așa se manifestă alergia directă, da? Deci nu, momentan nu ar trebui să faci chestia asta și vezi că ai în grupul de suport post-consultație, ai scara de reintroducere a lactatelor. După aceea îi spui că este încă alăpta, mă gândeam că după 2 ani să încercăm înțărcarea, oare după aceea trebuie să continui cu lapte fără lactoză. Îți mulțumesc că ai adus această lactoză în discuție. Pentru că, la fel cum vă spun de fiecare dată, este un lucru total diferit intoleranța la lactoză cu alergia directă sau indirectă la proteina laptelui de vacă. Da? Ok, îl înțarci și tu mă întrebi dacă să continui cu lapte fără lactoză. Lactoza este un zahăr pe care îl găsim în lapte, în orice lapte, inclusiv în laptele matern. Laptele tău matern are lactoză. Dacă copilul ar avea intoleranță genetic confirmată prin test de sânge la lactoză, atunci n-ar trebui să consume lactoză sau ar trebui o cantitate foarte mică de lactoză să o consume. Dar reacția pe care o are copilul tău, acele pete mici roșii în jurul gurii care dispar după câteva minute și confirmate la testul Alex, ne indică o alergie la proteina laptelui de vacă. Adică proteină nu este același lucru cu zahăr, cu un carbohidrat, da? Un zahăr natural, cum ar veni. Deci nu este același lucru. Dacă tu vrei să-l înțarci, va trebui să continui cu un lapte care nu are deloc proteină de vacă în el. Nu există o variantă ori lapte vegetal, ori varianta de formulă de lapte praf care nu are proteină.